mai dorești vreun proiect TV? Sunt... Depinde. Da sau nu? E foarte complicată întrebarea, să știi, adică nu pot să răspund adică cu da sau nu. Adică ceva ce-ți lipsește acum? Adică am și refuzat chiar mai devreme ceva, dar mi-a și dorit poate ceva, dar ceva să mi se potrivească. Încă o telenovelă, deci, probabil, dori, sau da. Ceva? A, proiect TV de genul, da. Seriale? Da. Deci, nu, da, da. Dori. Dacă mă pui să mă cheamă cineva să ai să prezinți nu știu ce emisiune, depinde. Depinde. Îți lipsește lumea asta a telenovelelor? Uneori da, uneori nu. Pentru că prioritatea mea este să le duc pe Carol și să fac din el un om și să fie un copil bun și ascultător și să, cum să zic, să aibă parte de atenția mea, de iubirea mea, de ce are el nevoie. Iar faptul dacă s-ar întâmpla să fiu pe platourile de filmare, m-ar ține foarte mult timp departe dacă de el. Am, acolo e da, foarte... am avut experiența pentru Strada Speranței, când munceam de la 7 dimineața până la 7 seara. El e un copil ok, cu minte, dar cumva am resimțit lipsa mea în viața lui prin comportament mai târziu. Și atunci... Spune-mi dacă acum, în perioada asta în care nu ești într-un proiect TV de genul serial, telenovele, etc. Alea sunt, avem Strada Speranței da, 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 la canal de... Mă refer că gen acum nu filmezi. Nu filmezi. Dacă există momente în care urmărești la TV alte producții și stai așa, cum să zic eu, cu un ochi critic pe televizor. Nu. Nu e, nu, pentru că nu mă uit la televizor. Am mințit, nu mă uit la seriale. Eu mă gândesc așa, dacă aș fi actriță. Eu mă uit eu la și mi se pare că... Dacă aș fi actriță. La emisiuni, nu. Nu mă interesează. Păi nu emisiuni, seriale TV românești, mă refer. Nu mă uit. Eu dacă aș fi Diana Dumitrescu, eu cred că minte. Pentru că vă spun de ce. Mă uit eu așa. Amințit. Mă este așa. Cine e? Ce telenovela a apărut? X. Praf. Cine e actrița asta? Da. Cine e? Asta nici nu are facultate. Cine e zdrențulească asta? Cine e asta, mă, nici nu are dicție. Da. Pe mine, dacă mă chemau, eu făceam acolo un ceva super. Exact. Eu eram... Bă, cum să nu mă cheme? Eu hai dacă să eram... Râd, dar nu! Dar fac chestia asta la serialele străine la care mă uit, dar la cele românești nu mă uit. Dar s-a întâmplat... Și nu m-am uitat nici la filmele românești. Ți s-a întâmplat să fii chemată la castinguri de seriale. Da. Pe care să se întâmple să nu le iei. Da. Și să vezi că le-au luat actori mult mai slab pregătiți decât tine. La seriale nu, dar la filme da. Da, și am avut această experiență de mai multe ori, dar am zis că fiecare producție este făcută în care eu trebuie să apar, va veni. Și cam așa s-a întâmplat. La fel am zis și cu teatru, la fel am zis și cu televiziune. Adică nu am fost genul care a disperat. Știi când am avut panica cea mai mare? Imediat după ce am plecat din Pro și am divorțat și toate s-au schimbat atunci. Atunci am trăit o perioadă de panică pentru că nu aveam încredere în mine și nu eram convinsă că ceea ce eram la ora actuală, eram eu, Diana, prin puterea mea, sau o producție făcută de Pro și sau așa mai departe. Făcut, adică un marketing bun. Da, și eram cumva, am fost în dezechilibru foarte mult timp până la primul proiect. Când au început să apară proiectele, că teatru, că film, că astea, am făcut cu Hallmark Channel film, am făcut teatru, adică lucrurile s-au echilibrat și am zis, ok, I can do it, deci este, mi-asum că eu sunt actriță și că pot să fac singură. Da. Și atunci, cumva, chestiile astea cu respingerile de la castinguri, care sunt dese, să știi, nu mă mai... Dar ai pus o dată una pe telefon să suni un producer sau să suni pe un director de casting și spui, bă, cum nu m-ai ales pe mine și ai ales-o pe X? Când, sincer, nu... Nu, nici nu mă cheamă la castinguri. Adică, cel puțin, producțiile noi... Deci n-am făcut asta. Cum adică nu te cheamă la castinguri? Uite așa, nu sunt chemată la castinguri. Adică se scrie rolul și are în cap. Zice, vreau să fie așa, sau are un... Nu, n-ai înțeles. N-ai înțeles. Nu sunt chemată nici măcar la castinguri, doar la câteva la care mă înscriu eu automat printr-o agenție la care lucrez. Nu pot să cred așa ceva. Dar producțiile actuale românești, nu am primit niciodată un telefon de la producători pe care îi și cunosc, cu care am și lucrat de-a lungul timpului, sau ne-am intersectat cumva. N-am primit niciodată un telefon să-mi zică, bă, facem proiectul ăla, vrei să vii și tu să vedem poate... Mai știi ceva? Dar știu că... Dă-o probă, hai să te văd cum mai arăți, că nu mai știu cum mai arăți, că nu te-am mai văzut. Dar mi se pare incredibil. Nu. Băi, nu neapărat. Știi de ce? Pentru că în chestia asta, eu sunt oricum un personaj destul de epuizat. Gândește că eu am făcut telenovele 10 ani de zile. Da. La un moment dat m-am dus la niște castinguri de film. Iartă-mă că te întrerup, ai avut un rol care a fost mainstream, adică Regina, care oricum cred că e și acum e... Practic firma ta, și nu știu. Și acum se dă în continuare pe post, lumea mă strigă în continuare Regina, cumva. E, și m-am dus la castinguri de filme, niște regizori, ăștia, nu vreau să dau nume, că nu are sens, dar niște regizori care fac filme bune românești și mi s-a spus, ești prea comercială, ești prea cunoscută, ești și
am fost la un casting pe teatru, am ajuns între ultimele două actrițe și mi s-a spus: a, păi da, tu ai făcut telenovele, poți să duci tu o piesă din asta de grea în spate o oră jumate? Păi zic, asta filmam câte 10.000 de ore. Am ajuns cu actrița de teatru. Da. Suntem ultimele două. Dacă tu nu-mi dai șansa să vezi că pot, n-am de unde să știu. Zic, și am și zis, dacă vrei, am o dublură. Că nu sufăr de să fiu eu... Da. Că zic, eu am fost. Dar nu vreau să fac această meserie. Și mi-a... Da, nu, nu pot. Și atunci vin și zic, știi cum e? E... Dacă e să fie ceva pentru tine, vine. Dacă nu, poți să lupți și să tragi cu dinții, s-ar putea să obții ceea ce vrei și să-ți pară rău. Pentru că lucrurile se... Karma, știi? Dacă forțezi karma, la un moment dat se întoarce împotriva ta. Păi, da, mie mi se pare incredibil. De fapt, nu mi se pare incredibil, pentru că mă regăsesc total în spusele Dianei și, uite, chiar o să-i ofer o sticlă de vin de la prietenii noștri, de la Domnule Davidescu. Mulțumesc, e foarte bun, l-am gustat. O bei tu așa când ai un moment din ăsta în care... Mâncați ceva bun și vă uitați nu la neapărat, în care ai tu chef să-ți amintești cât de talentată ești și că meriți foarte multe. Mulțumesc frumos! Din suflet ți-o oferim cadou. Păi, și... putem să o lăsăm aici da, până plec? Sigur că da, gata, sigur că da. Nu plecăm. Da, mi se pare că în România oricum sunt promovate cu totul și cu totul alte valori. Ce-i drept? Și eu deschid și rămân cu gura căscată la diverse situații în care sunt non-valorile promovate, că asta e, asta funcționează în România și asta va funcționa de când e hău și România. Dar, bă, mi se pare... Stai așa, că pornisem de la o idee și am concluzionat diferit și asta spuneam. Deci eu oricum sunt o persoană care deja a trecut și cunoscută și am defilat cu multe telenovele și mai departe, consumată, să zic. Generațiile de actori și de artiști care vin din urmă sunt noi și atunci cumva televiziunile, producătorii, regizorii, este normal să dorească, să vrea să lucreze cu oameni noi, mai ușor de modelat, mai ușor de manevrat, știi? Sau de manipulat. Nu, în actorie nu e vorba de manipulare, e vorba de persoana aia crudă pe care tu poți să o faci cum vrei, mai ales pe producțiile de TV, când automat, deci un serial începe și cumva trebuie și vedeta și să o formezi și prin media, prin interviuri, prin cum o prezinți publicului și așa mai departe. Un om necunoscut e mai interesant pentru public. Da, cine-i fata asta? Da, dar ce faci? Dar cum a făcut? Da, a făcut? Da, hai să o căutăm, hai să vedem ce a făcut, ce aia. Uite, a fost în două piese de teatru, uite, a terminat facultatea la Xulescu. A, ia, poate fi bună, hai să vedem, hai să ne uităm la serial. Și cumva, știi, nu mai merge premisa aduc persoane cunoscute ca să fac rating. Nu, aduc persoane necunoscute pentru că s-ar putea să atrag mai mult public. Și atunci pe noi de ce nu ne-a nimeni mă uitat? Păi, că noi nu suntem acum, depinde, eu așa văd lucrurile. Asta e o părere personală, nu e o chestie generală. Dar nu s-ar putea să fie și datorită faptului, sau mă rog, că e mai ieftin actorul nou și tânăr? Păi eu cred că de obicei din ce mai aud prin domeniu și lucrez și eu de mult prin domeniu. Auzi, noi acceptăm să lucrăm și gratis și tot eu clar dacă m-aș duce gratis. Și mai am o problemă, nu știu, dacă noi nu ne luăm de... Și toți o proslăvim industria americană de film. Mai acolo dacă ai făcut vedetele alea mari, ce faci acum? Nu mai e pe Tom Cruise, nu mai e pe Brad Pitt, nu mai e pe niciunul, că deja sunt perimați și nu mai faci niciun film când ei de fapt duc în spate. Adică nu văd sistemul, nu știu, adică... În mod evident. Din păcate, am făcut mai bine să fac o vedetă ca tine și pe urmă zic, nu mai, gata, ești perimat. Păi ai să râzi, dacă am... Mă abțin. Adică aș putea să scot mai mult de la tine decât să... Știi care e problema? Lucrurile în ultimii 10 ani în România, tot ce înseamnă producție și ce înseamnă televiziune și tot... Cu ce am fost noi obișnuiți, mai ales în televiziune private, deci cu ce am fost noi obișnuiți, eu, generația mea, de la, din 2014-15, cam așa, s-a schimbat total. S-a dereglat piața. Prețurile actorilor, prețurile vedetelor, celor care cântă și așa mai departe, totul s-a dereglat, s-a creat un dezechilibru total, în care ăia care erau super bine plătiți au ajuns pentru că era... o ofertă foarte mare pe piață să meargă cu prețul mai jos doar ca să prindă și cumva de aici pornește această dereglare. S-a distrus. Noi nu mai avem industrie cinematografică. Din păcate, la noi nu se mai fac filme ca pe vremuri când trăia Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l odihnească. Nu mai există. Noi nu mai avem așa ceva. Crezi că sunt de vină și serialele străine care au apărut la noi în țară? Nu, ar trebui să fie un exemplu. Ar trebui ca oamenii, ok, vine un serial străin să filmeze în România. Știi care e chestia? Bă, vrei să vii să filmezi la mine? Ia trei actori. În toată distribuția ta, trei actori. La alegere, nu ți-impun. Dar ia trei români să joace.
Și drept dovadă, avem și noi actor român care joacă, Stan care joacă în Avengers. Adică sunt mulți care au ajuns mari. Dar apropo de actori români, spune-mi dacă este cineva. Pe noi nu ne interesează, iartă-mă, industria. Cine interesează bani? Clar. Punct. Și noi mergem aici... și gratis dacă sunteți producători de filme. Noi nu suntem cunoscuți. Ai grijă că nu știi la ce te înhami. Nu suntem orice cunoscuți. Luați-ne. Zi, Oana, zi acolo, vă rog, zi acolo. Suflet, luați-ne suntem, orice cunoscuți. Pe platourile de filmare. Da. Practic, pentru început, eu o să lucrez, să spun de ce o să fac. Ușier. Mă ia, practic, un rol secundar. După care mă infiltrez și devin principalul principalilor. Nu, tu preiei proiectul să mor eu dacă te mint. 100% dacă acolo. Ești bună și cu talent, da. Se poate întâmpla. Nu, eu așa am pățit în prima producție, în prima telenovelă în care am jucat. Cum s-a întâmplat? Eu am avut figurație specială, practic, în acea... În ce telenovelă? În Păcatele Evei. Ok. Uh-huh. De unde eram o modelină și la un moment dat s-au schimbat lucrurile, s-au mai scos anumite personaje și au zis, gata, tu de fapt ești detectiv sub acoperire. De fapt, ești și miezul. Cumva, uite așa a crescut rolul meu. Pentru că m-au plăcut, mi-am făcut treaba și mai cum departe. Cum am venit și eu aici ca invitat în această emisiune și după ce m-am distrat 10 secunde, am preluat postul de conducere. Da. Nu puteau să mă ia și pe mine să joc în Titanic sau în ceva. Acum și tu visezi ca și mine, pe cuvântul meu, și când mă trezesc, când sună ceasul de mine. Știi cum e? Pași mici, dar siguri. Așa mi-a spus, așa și ne-a spus șefa noastră. Da, ușor, da, ușor, băi, băi, avea... Experiența, vezi ce înseamnă. Dacă există, spune-mi dacă există vreo vedetă, mă rog, actriță sau actor, din producțiile în care ai jucat, cu care nu vrei să mai ai niciodată nicio legătură. Da sau nu? Nu. Eu nu o cred. Ți se întâmpla să ți se pară că e altcineva favorizat mai tare pe platourile de filmare, nu știu. Gen, că poate echipa era mai dură cu tine decât cu alți actori sau poate că... Ei, au fost tot felul de situații. De nepotisme. Da, și probabil și eu am fost la un moment dat privilegiată prin acest nepotism, lucrând pentru Ruxandra Ion, care mi-era soacră sau urma să-mi fie soacră la vremea respectivă. Probabil că și eu am creat niște situații, conștient sau inconștient, conștient nu mi-am inteles, dar inconștient sau cumva de situații în care lumea m-a invidiat sau lumea m-a jurat sau așa. Adică situații sunt și gândește-te când stai foarte mult, nu știu cât munciți voi aici, dar când, vii la, când vii la 7 dimineața și pleci la 10 noaptea, de luni până sâmbătă, păi e imposibil, adică suntem oameni. Adică oricât ai vrea să fii de calm și de liniștit și de bun și de să nu îl bârfești pe ăla de lângă, la un moment dat tot mai scapi. Tot de, mai comentezi. Apropo de calm și de liniștită, cât de liniștită ai fi tu și de calmă dacă ai sta într-o seară tu așa frumos, în pace, ar apărea soțul tău și ți-ar spune așa, iubire, băi, în această seară. Eu nu vreau să iau parte la întrebare. Eu vreau să facem o noapte nebună. Așa. Tu calm l-ai întrebat, da, iubire, și eu aș vrea, cum putem să procedăm? Menaj a tras sau ce? Da, și să-ți spună că vrea să mai aduc o fată sau un băiat. Nu. Sub nicio formă. Ai zice nu? Da. Și dacă ar insista, dacă ar spune, auzi, îmi doresc asta foarte mult. E și ea zice, găsește două, du-te cu ele și lasă-mă pe mine în pace. Nu, sub nicio deci formă, nu, nu minte, există. Asta nu este minte. O chestie care este un sacrilegiu pentru patul căsătoriei. Nu știu cum să explic. Adică e ceva total greșit. A, că într-o relație se poate încerca și zice, experimentezi când ești tânăr și nu știu, să zicem că poate, poate. Dar când ești căsătorit cu copil acasă, să vii tu să-mi aduci mie pe vruna, cum am zis, că nu mai știu cum i-am zis. Zdrențulească. Zdrențulească în pat? Na, sub nicio formă, nu există. Nu. Și poate el, dacă spune treaba asta, probabil când se hotărăște că vrea să plece de acasă, de tot, nu știu. Adică nu, dacă îmi spune treaba asta, zic, ia, pune-ți un film și lasă-mă. Nu, ideea e că nu. Înseamnă că atunci există o problemă. Atunci există o problemă într-o relație și atunci, lăsând la o parte că nu se va întâmpla ever, dar să-i seama că ceva e neregulă. Și atunci de-i pe soțul, dacă te duce capul sau nu, altele zic, ia du-te bă și lasă-mă dacă ai filme de astea, sau care e problema, ce-ți lipsește? Vrei spicy? Păi telec de pace, te biciuiesc să vezi tu ce spicy e și nu ne mai trebuie un ampat. Adică, nu știu, cumva găsești o alternativă. Octav, de nu că de... eu asta, mă, eu aveam, eram deja la film. De ce eram cu legat de pat, bătut, biciuit? Băi, unde, deci lucrurile Doamne, astea... Doamne, nu-mi vine să cred că am vorbit așa ceva într-o emisiune. Eu așa aș vrea să mă legat de pat cu biciurile. Nu vrei să-ți imaginezi, asta e ceva extrem de fin. Da. Nu vreau să-mi imaginez. Suntem extrem, extrem de fin. Nu, că poți să-l mai și trebuie să zici, ți-a luat bine la Amsterdam, du-te acolo, ia vezi. Nu, că nu e fan.